Imnul de stat al Republicii Moldova. Președinte Republicii Moldova, doamnei Maia Sandu. Bună dimineața, dragi sportivi, participanți la Jocurile Paralimpice, dragi antrenori, membri ai echipei, bine ați revenit la președinție, domnule ministru. Este o onoare pentru mine să vă înmânez drapelul dumneavoastră, unor oameni care în fiecare zi ne demonstrați nouă tuturor că prin muncă, prin curaj și prin voință se pot depăși toate obstacolele și nu există imposibil acolo unde există perseverență și pasiune. Vă mulțumim pentru lecțiile de viață valoroase pe care ni le dați, pentru că știm că dumneavoastră trebuie să munciți mult mai mult decât ceilalți pentru a obține rezultate deosebite. În acest an avem rezultate spectaculoase la Jocurile Olimpice, avem cel mai mare număr de medalii obținute vreodată de la independență încoace și acest lucru ne face să ne mândrim și ne încurajează pe noi pe toți și sunt sigură că vă încurajează și pe dumneavoastră. Și aceste medalii, în primul rând, reflectă rezultatul muncii asiduie a acestor oameni, a echipelor care i-au susținut de-a lungul timpului, dar vreau să cred că acest rezultat reprezintă și o părticică din efortul pe care l-am făcut cu toții, pe care l-a făcut statul Republica Moldova și cunoașteți că în ultimii ani aproape s-a dublat bugetul pentru sport. Știți că am făcut eforturi ca să creștem bursele, salariile, bugetul pentru burse s-a triplat și vom continua în aceeași direcție pentru că ne dorim ca sportivii noștri și cei care participă la Jocurile Olimpice și cei care participă la Jocurile Paralimpice să aibă condiții mult mai bune, pentru că asta o să ajute să avem și rezultate mult mai bune. Vreau să vă urez să creșteți numărul de medalii în acest an, pentru anul 2024, dar oricare ar fi rezultatele la Paris, dumneavoastră deja aveți rezultate foarte bune prin faptul că sunteți parte, că v-ați calificat pentru a participa la Jocurile Paralimpice. Să știți că noi ne mândrim cu dumneavoastră, vă urăm succes, vă vom ține pumnii și vă vom aștepta cu bine și cu drag acasă. Mulțumim frumos! Cuvânt se oferă domnului Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării. Distinsă doamnă președintă, dragi sportivi, stimați antrenori, astăzi ne aflăm aici pentru un moment cu adevărat deosebit, un moment de mândrie națională, când vi se va înmâna drapelul Republicii Moldova, pe care îl veți purta cu onoare la Jocurile Paralimpice de la Paris. Acest drapel nu este doar un simbol al suveranității noastre, ci reprezintă speranțele și aspirațiile unui întreg popor care va fi alături de voi pas cu pas în această călătorie. În fața noastră stau sportivi care au depășit limitele și au transformat provocările vieții în adevărate victorii. Voi sunteți exemple vii de curaj, de determinare, de perseverență,
Nu este ușor să-ți depășești propriile limite, dar voi ați arătat că nimic nu este imposibil atunci când ai voință și pasiune. Antrenorii voștri merită de asemenea toată aprecierea noastră. Ei sunt cei care cu profesionalism și devotament v-au îndrumat și susținut în fiecare etapă a pregătirii voastre. Fără munca lor, fără sprijinul lor necondiționat, aceste rezultate impresionante nu ar fi fost posibile. Când veți păși pe terenuri de la Paris, să vă amintiți că nu sunteți singuri, toată țara vă va susține, milioane de inimi vor bate alături de-a voastră, fiecare efort al vostru, fiecare moment de luptă și fiecare victorie va fi o sursă de inspirație pentru noi toți, care cred în voi și în forța sportului de a schimba vieți. Republica Moldova are într-adevăr un an olimpic extraordinar, istoric și sunt sigur că numărul medaliilor aduse de olimpicii noștri se va extinde și cu contribuția voastră. Cu toții știm că avem șanse foarte, foarte mari și noi tare mult mizăm pe ele. Efortul, determinarea și rezultatele voastre ne responsabilizează la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sport și la Guvern să facem mai mult pentru a sprijini mișcarea olimpică și paralimpică, să investim în sport. Dublarea burselor pentru membrii loturilor naționale, asigurarea sportivilor cu vitamine și suplimente necesare, oferirea sportului medical gratuit continuu, inclusiv în cadrul competițiilor, creșterea finanțării federațiilor sportive, investițiile fără precedent în infrastructura sportivă, 117 terenuri de sport și săli sportive fiind renovate prin programul Satul European, sunt doar câteva exemple de pași concreți întreprinși în ultima perioadă în susținerea sportului. Având în vedere rezultatele extraordinare de până acum și cele care cu siguranță urmează, asta ne responsabilizează să facem și mai mult și să facem în ritm accelerat. Vă doresc succes, dragi sportivi, fii ca drapelul Republicii Moldova să fluturi cu mândrie la Paris, iar voi să vă întoarceți acasă învingători, nu doar pe teren, dar și în inimile noastre. Mult, mult succes, Oleg Crețu, Ion Basoc, Ina Cernei, Larisa Marinecova, Gheorghe Spânu și antrenorilor voștri, Vitalie Gligor, Denis Turcan, Dumitru Porodan. Baftă! Vă mulțumim, domnule ministru. Pentru transmiterea drapelului de stat, se invită portdrapelul Republicii Moldova la Jocurile Paralimpice de la Paris, președintele Comitetului Național Paralimpic, domnul Oleg Crețu. Добрый день, уважаемая госпожа президент. Команда Паралимпийская Республики Молдова готова. Я разговаривал с всей командой нашей, все готовы и хотим, и будет, чтобы наш флаг и наш гимн прозвучал на Паралимпиаде, чтобы нас все знали, видели, весь мир нам аплодировал. Спасибо вам большое всем. Așadar, echipa paralimpică care va reprezenta Republica Moldova la Jocurile Paralimpice de la Paris. Ion Basoc, para-judo. Doamna Ina Cernei, para-judo. Doamna Larisa Marinenkova, para-powerlifting. Thank you.
Și desigur, domnul Oleg Crețul, parajudo. Întreaga echipă paralimpică alături de însoțitori și antrenori pentru o poză de grup. Thank you.